Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit în direct la Europa FM și live pe pagina de Facebook. Iată, a mai trecut o săptămână, este din nou vineri. Mie mi se pare că timpul trece extrem de repede, nu știu, parcă mai repede decât înainte. Am trecut de starea de urgență, suntem în starea de alertă, poate că timpul trece mai repede în starea de alertă și ne pregătim deja să intrăm într-un fel de stare de normalitate. Vom vedea cât de normal va fi sau cum va fi acest normal de acum înainte. De-a lungul istoriei, lumea a trecut prin multe crize majore, dar pentru generația noastră aceasta este poate cea mai complexă, cea mai grea criză prin care trecem. O criză multidimensională, ale cărei fațete ating fiecare aspect al vieții noastre. Sănătate și mijloace de trai, calitatea mediului și relațiile sociale, tehnologia și chiar politica. Este o criză în plan medical, economic și social, dar și o criză de dimensiuni intelectuale, morale și spirituale. O criză de amploare fără precedent în istoria modernă a omenirii. Invitatul meu special din această seară, de fapt invitata mea specială din această seară, este o personalitate în mediul de business românesc, dar și european, este expert în finanțe, bănci, dar și macroeconomie, a fost considerată an la rând cea mai puternică femeie din mediul de afaceri românesc și este prima femeie care a condus o companie de petrol și gaze în țara noastră. Bună seara, doamna Mariana Gheorghe! Bună seara, Mona, și bună seara invitaților ascultătorilor tăi. Au trecut 2 ani de când ați plecat de la conducerea celei mai mari companii de petrol și gaze din sud-estul Europei, pentru că așa era, și este pentru prima dată de atunci când ieșiți în spațiul media. Vreau să vă mulțumesc foarte tare că ați făcut asta la Europa FM și în emisiunea mea. Mulțumesc, Mona, și mă bucur că ne vedem, chiar dacă este virtual. Așa este. Sper, îmi doresc mult să veniți aici în studio, altfel ar fi discuția față în față, dar până atunci am vrea să facem o analiză a ceea ce trăim și a ceea ce urmează. Sunteți un om cu o experiență extrem de vastă, atât din perspectiva finanțistului care a lucrat în Baird timp de 14 ani, dacă mi-aduc aminte bine, lucrat cu multe guverne europene, dar și din perspectiva omului de afaceri care a condus timp de 12 ani cea mai mare companie din sud-estul Europei. O companie cu un profil aparte, greu teoretic de condus, sau cel mai mult, cel mai des o companie de petrol și gaz este condusă de bărbați. Știu că v-ați întâlnit în viață cu foarte multe situații dificile, cu proiecte grele. Cum ați văzut acum lumea în aceste luni de pandemie prin care am trecut, prin care încă mai trecem? Cum ați perceput-o? Da, subiectul tău e atât de vast și așa de generos în abordare, încât sunt convinsă că fiecare dintre ascultătorii tăi au o părere și o opinie. Mă bucur că putem să discutăm despre opinia noastră, pentru că multe laturi ne asemănăm, cum vedem noi lumea, tu și cu mine. Ce perioadă trăim? Trăim o perioadă dramatică. Sunt unul dintre cei care cred că trăim un război, un război biologic, pentru că are toate elementele unui război, de la existența unui dușman, e adevărat invizibil și mai greu de atins, sau atins, dar de definit, la luptă pe viață și pe moarte și, după cum sunt sigură că mulți dintre ascultătorii știu și cred, va fi o schimbare structurală după trecerea acestui război, acestei crize economico-sociale începută pe plan medical. Este fascinant pentru mine, poate pentru că acum sunt într-un alt capitol profesional și chiar dacă mai lucrez ca director neexecutiv, nu mai este un job full-time. Am avut poate mai mult timp de reflexie și pentru mine această perioadă a fost fascinantă, de la drama atâtor sute de mii de oameni care și-au văzut schimbată viața în câteva săptămâni, la perspectiva unei noi norme, așa cum încercai să o atingi la introducerea ta.
Cifrele, statisticile sunt fascinante și avem acces cu toții aproape instant, în termen real de fiecare minut. N-am crezut și nu credeam că voi trăi în viața mea un astfel de moment, mai ales că mă consideram partea unei generații care a avut o mare bucurie că timp de 70 de ani nu a avut trăit niciun război. Dar iată că războiul modern a intrat în viața noastră. Pe de o parte, am perceput lumea asta foarte mult și o percep chiar și de acum înainte ca un fel de management al riscului, cei din mediul bancar, financiar, și de petrol și gaze chiar, vorbesc foarte mult de managementul riscului, pentru că sunt riscurile și managementul lor sunt parte din felul în care ne conducem activitatea de business, de afaceri. De foarte mulți ani, dacă suntem corecți cu noi, oamenii de știință ne-au avertizat de riscul pandemiilor, de riscul schimbărilor climatice care vor duce la pandemii, chiar și de riscul unor revoluții tehnologice, industriale, care ne vor schimba viața în absolut fiecare fel în care o trăim, viață și muncă. Și cred că, într-adevăr, această perioadă a arătat ce înseamnă un război modern. Și suntem la o răscruce, pentru că el va fi gestionat, chiar dacă va fi prezent cu noi, cum spun medicii, încă mulți ani, poate de aici înainte, dar suntem la o răscruce de drumuri în care ne vom defini sau redefini o nouă normalitate. Teoria conspirației la care lumea face apel în ultima vreme, credeți că are la bază ceva real? A face conspirații cred că este uman și poate că este datorită limitării noastre de a înțelege lucrurile, chiar dacă suntem foarte inteligenți ca umanitate, ca specie umană, totuși avem limitările noastre și atunci când nu putem să ne explicăm anumite lucruri, mergem la supranatural, mergem la conspirații. Cred că există totdeauna un sâmbure de adevăr în acest potențial rău care să ducă la un rău și mai mare, la o sursă nu neapărat bună la evenimentele pe care le trăim. Dar cred că cel mai important este să înțelegem că trăim niște timpuri fără precedent, că trebuie să ne înțelegem cât mai bine și că aceste teorii a conspirațiilor, acuzele care se fac atunci când dai seama că nu realizezi destul de bine ceea ce ar trebui să faci, vezi acuzele între China și America, nu cred că, sau găsirea unui vinovat în alții, nu cred că la un fenomen de global cum este această pandemie și la această răscruce de drumuri este sănătoasă sau utilă, ca să nu spun altfel. Cred că leadershipul uman, leadershipul mondial a încercat să-și definească răspunsul cât a putut de repede, cât a putut de bine. Bineînțeles că s-au făcut greșeli și se vor mai face. Dar după mine, reacția leadershipului mondial a fost una normală. De la un șoc și o surprindere totală, care ne-a dat o reacție haotică, necoordonată, la o reașezare a acțiunilor noastre, atât la nivel global, mondial, cât și la nivel local. Și mi-aduce din nou aminte de crizele pe care le trăim și le-am trăit în ultimii 30 de ani ai mei de activitate la nivelul companiilor și a gestionării afacerilor. Cred că este foarte, foarte, foarte comună această evoluție de la șoc haotic, reacție haotică și apoi la acțiune concentrată și cu impact.
Pe de altă parte, reacția liderilor mondiali a depins și de personalitatea fiecărui lider, pentru că ați văzut, au fost reacții diferite, vorbim despre liderii marei lumii, dar dacă e să vorbim despre leadership, pentru că până la urmă depindem cumva de cei care ne depindem în mare măsură de oamenii care ne conduc, cum credeți că se va reconfigura lumea din punct de vedere al ordinii mondiale, având în vedere că această criză a fost, așa cum spuneați și dumneavoastră, o luptă și între marile și este și va continua să fie o luptă între marile puteri? Da, spuneam că nu m-a surprins înainte reacția de început, dar aș vrea să vă spun că m-a surprins pozitiv reacția din liderilor la nivel global și național. Pentru că am văzut un răspuns extraordinar, nici acum nu pot să cred că sunt de fapt doar 3 luni în care soluții, decizii s-au definit, decizii s-au luat și s-au și implementat. Gândiți-vă la toate deciziile care s-au luat nu într-o, de fiecare țară în parte, deci nu printr-o singură decizie la nivel global, printr-o recomandare a OMS-ului la nivel global, dar apoi prin acțiune la fiecare țară sau chiar regiune. Și dacă ne gândim numai la instrumentarul incredibil de puternic ca răspuns la această pandemie, este fascinant. Carantina, închiderea granițelor, protecția sistemului sanitar, oprirea totală a economiei este de neconceput. Niciodată n-am crezut că vom ajunge să oprim economia. Da, am avut recesiune, am avut scăderi sau lipsă de creștere economică, dar oprirea n-am avut-o niciodată. Am oprit școli. Ajutoarele de trilioane, 10 trilioane, era la un moment dat, cred că acum sunt mai mult de 20, care au făcut ca oamenii să fie plătiți aproape în termen real. Gândiți-vă că oamenii au primit ajutor șomaj tehnic în interval de câteva săptămâni, când uneori, în România, de exemplu, durează luni și luni până când ne recuperăm TVA-ul, de exemplu, de la stat. Deci, cred că a fost un element pentru mine pozitiv al leadership-ului mondial. Și al doilea element extraordinar de pozitiv a fost că pentru prima dată am văzut că la nivel global, în fiecare țară, oamenii de știință au avut o voce. Au fost ascultați și tot ce îmi vorbeam adineaua de decizie a fost luată pe baza sfatului și recomandărilor. Știți că nu sunt o naivă să spun că toate au fost făcute fără greșeli sau perfecte, dar dacă ne uităm mai de sus la aceste situații, într-adevăr, cred că au fost multe lucruri care ne pot da încredere că noul normal nu va fi chiar atât de greu de redefinit. Pentru că, așa cum spuneai, cred și eu că vom începe un nou normal. Toate aceste crize medicale transformate în economice și sociale vor de fapt contura ceea ce s-a început să dinainte și chiar dacă sunt elemente clare, toate studiile deja care cercetătorii din domeniul economic-social au avertizat unele din aceste schimbări. Dar ce s-a întâmplat în aceste 3 luni e că s-au făcut pași pe care ne-am făcut în ultimii 3 ani. Când vorbesc aici de digitalizare, când vorbesc de lucru de acasă, când vorbesc de schimbări, de paradigmă socială, de mentalități, este incredibil. Și când mă gândesc la noul normal, încercam să-mi definesc cam câteva elemente și care se regăsesc în multe din studiile care sunt acum în mediul online. În primul rând, redefinirea globalizării. Globalizarea va rămâne, sunt convinsă, dar va lua o formă și mai complexă în care se vor repatria foarte multe din furnizările critice de produse și de servicii. Și asta înseamnă nu numai la nivel de produse, servicii, dar și chiar și de
mișcarea, mobilitatea oamenilor, pentru că în anii 90 noi am trăit ultimii 30 de ani cu un avânt fantastic al globalizării, al unizării de oriunde, aproape în timp real a oricărui produs de care aveam nevoie, sau cu această mobilitate, că turismul și pe cările în străinătate au devenit o normă pentru marea majoritate a populației, e adevărat, medii. Dar cu asta ne-am dezvoltat în ultimii ani. Această paradigmă se va schimba cu un echilibru mai mare către componenta locală pentru siguranța în viitor și reziliența. Pentru că al doilea element pe care îl văd e că eficiența și reziliența, adică rezistența noastră la șocurile viitoare, va fi un focus atât pentru guverne, pentru companii sau investitorii din Adică dumneavoastră credeți că avem puterea sau autoritățile, guvernele vor avea înțelepciunea, puterea și cunoștințele să se pregătească, pentru că spuneați că așa cum o corporație are planuri de risk management, așa de acum încolo guvernele ar trebui să își pregătească niște planuri de a manage riscuri mai mari, poate, care vor veni de acum înainte. Și credeți, știu că sunteți o optimistă, credeți că au acest potențial și această viziune de a se pregăti pentru ce va fi de aici înainte? Cred că riscul pandemiilor va fi un risc permanent sau destul de prezent în viitoarele decenii ale vieții noastre. Și guvernele nu vor putea să evite decât să se pregătească pentru astfel de situații. Și chiar dacă vorbim întâi de un ecosistem global medical, un sistem medical public la început, dar vor fi și pe alte dimensiuni. Dar ceea ce e foarte important în această nouă normă, acest nou normal, este economia. Pentru că economia, când vorbeam de revoluția 4.0 industrială, este prezentă în viața noastră și s-a arătat acum și mai utilă și mai prezentă. Economia fără contact este irreversibilă. Vorbim acum de e-commerce, de a cumpăra fără cash, de telemedicină. Vorbim de automatizare aproape în toate tipurile de joburi și acest lucru va crește tot mai mult, tocmai datorită tehnologiei, dezvoltării tehnologice și a nevoii de eficientizare pentru evitarea unor crize viitoare. Dar ceea ce cred că se va întâmpla și se vede deja e că intervenția guvernelor în economie va fi tot mai mare. Le vedem deja în aceste zile și chiar ieri sau astăzi am citit despre Renault care a decis să își repatrieze fabrica din China, tocmai pentru a nu mai fi atât de expus la furnizările, e adevărat, ieftine, exact. Dar la depărtare al acestor produse din China. Și e fascinant, cineva spunea că avem acum aceste ajutoare statelor către business-urile private au ajuns la nivel de 8 planuri Marshall. De 8, și asta în aprilie, deci încă n-am ajuns la datele din luna mai. Deci este fără dubiu că intervenția guvernelor guverne vor fi mai puternice în economie, dar acest lucru va duce și la tensiuni geopolitice. Și am văzut războiul comerțului între China și Rusia a început înainte, dar poate să ajungă la situații mult mai dificile. Se spune că deja s-a declanșat un nou război rece între marile puteri ale lumii. E foarte clar că țările lumii și Europa, în mod special, au înțeles cât sunt de dependente pe lanțul de producție de China, de exemplu. Japonia a alocat deja 2,3 miliarde de euro pentru a-și transfera facilitățile de producție din China. Cum credeți că va reacționa Europa, dar și Statele Unite? Cum vor gândi strategic și dacă credeți că își vor redesena lanțurile de producție existente astfel încât să le aducă în interiorul Uniunii sau în cadrul Statelor Unite? Vor face această mișcare care pare ușor periculoasă totuși în această relație cu marea putere China?
Așa este, dar eu sunt convinsă că este tendința și direcția de dezvoltare acestor relații, pentru că riscul de dependență atât de mare de o singură zonă sau o singură țară, chiar dacă este mai ieftină, este de neacceptat pentru leadership-ul național. De fapt, e cu mult mai scumpă, se vede acum. Pe termen mediu și lung este mult mai scumpă și acesta este elementul pe care îl voi ține în seamă. Și domnul Trump a început cu America First, nu deja de câțiva ani. Bineînțeles că vor fi tatonări și unele greșeli, dar acest echilibru între siguranță și dezvoltare va trebui atins. În sfârșit, cum vorbeam de atâtea ori, opțiunea asigurării unei vieți sigure și pe termen lung va avea un preț și el va trebui plătit, că în final, dacă, de exemplu, aducem producția din China, va fi mult mai costisitoare dacă o producem în Europa. Și consumatorii, în schimbările pe care deja se manifestă în comportamentul lor față de cerere, față de cumpărare, vor ține seama de asta, pentru că își dau seama că pentru viitorul lor ca cetățeni au nevoie să plătească ceva mai mult ca să se producă în țară și să nu ajungă... Și atunci vor alege totuși această variantă, deși produsele poate vor deveni mai scumpe? Ca să nu mai... Eu cred că da, bineînțeles, nu toată lumea, dar vor fi suficienți care vor ajuta această tendință să fie o realitate. Nu se va transfera în acest fel și cantitatea de emisii de carbon, care practic acum este mutată în Asia din perspectiva acestei superproducții, nu se va muta în interiorul Uniunii Europene sau acolo unde vor decide guvernele să-și transfere lanțul de producție? Este un risc, bineînțeles, pentru că standardele de producție din China au făcut să fie un impact asupra emisiilor mult mai mare. Dar dacă se va transfera în Europa, tehnologiile din Europa și din lumea dezvoltată sunt mult mai puțin poluante și sunt convinsă că chiar dacă o parte din emisii se vor transfera, vor fi mult mai puține decât sunt acum când se produc în China. Dar încă o dată, nu va fi într-un mod absolut. Va fi o mutare graduală cu tatonare, dar și cu, ținând seama de geopolitică, dar și cu ținerea în evidență a factorului ecologic. Și chiar m-a bucurat ce am văzut zilele trecute la nivelul Comisiei Europene, că și-a propus această nouă generație a Europei să se bazeze și pe proiectul și programul ecologic. Și sper ca Europa să fie un campion al acestei teme și că va reuși să aducă la această masă și America și China, căci fără ele schimbările ecologice vor fi mult eu mai chiar, greu. Eu chiar vreau să vă întreb cum vi se pare acest plan de redresare anunțat de Uniunea Europeană, denumit foarte frumos Noua Generație a Uniunii Europene și care se bazează pe un pact ecologic european, despre care se spune că va fi chiar chintesența dezvoltării Uniunii, un mesaj foarte puternic. Se vorbește despre progres digital, despre o piață unică digitală, despre pilonul lanțurilor valorice dezvoltate, despre o industrie puternică, despre investiții în sistemul de sănătate, în cercetare și inovare și nu în ultimul rând Uniunea Europeană pune acum accent foarte mare pe democrație, pe respectarea valorilor fundamentale cu implicarea societății civile în procesul decizional. Întrebarea mea este așa, mie mi s-a părut că este un mesaj de forță, un mesaj puternic al Uniunii Europene, cu niște direcții foarte clare și foarte coerente pentru acest moment. Însă, este cumva și un mesaj politic al Uniunii Europene, care se poziționează, iată, prima între marile puteri. Rusia n-a ieșit până acum cu absolut nimic. Poate să fie un mesaj politic, cumva de forță, în care Uniunea Europeană spune... Noi vrem să fim uniți, vrem să fim puternici și suntem o putere în această este lume. Este un mesaj politic. E clar. Este sigur, este un mesaj. Este o organizație politică, este un mesaj politic. Are toate elementele pe care
într-o formă sau alta, le-a discutat în ultimii ani. Nici până acum niciun element nu este total nou. Dar forța vine din a le pune într-o formă coerentă, într-un singur document. Și acesta, cred că, este, acesta este mesajul de încredere. Spunând asta, știm foarte bine de la viziune și strategie până la realizarea impactului pe care ni-l dorim și îl doresc politicienii sau noi cetățenii, cred că este un pas lung și este, e nevoie nu numai de politicieni, e nevoie de oamenii de afaceri, de companii. Și cred că ce ne-a învățat această pandemie este că este nevoie de fiecare dintre noi. Noul normal va fi definit nu numai de politicieni, companii, dar și de fiecare dintre noi. Am văzut că acum am avut un rol de jucat în gestionarea crizei. Am avut un rol și mi l-am jucat bine. Cred că rezultatul, deși tragic și trist, ar fi putut să fie mult, mult mai rău dacă nu l-aveam noi. Și revenind la comunitate, nu ne jucam și noi rolul nostru individual. Și revenind la comunitatea europeană, da, cred că încearcă să se poziționeze între cele două, trei mari putere ale lumii, pentru că undeva am pierdut din această forță economică, socială, n-am fost în avangarda unui capitol social-economic și acum cred că se dorește poziționarea ca un campion în acest domeniu ecologic, digital, dar, repet, este nevoie de niște planuri de acțiune mult, mult și o voință politică dincolo de doar o declarație politică, pentru că este un program de mai mulți ani. Dar se poate. Văd acest program realizabil cu o voință politică și forța economică a acestor țări care au în diversitatea lor un mare potențial, dar trebuie confirmat. Un subiect foarte delicat și foarte important în aceeași măsură este cel al schimbărilor climatice. Și săptămâna trecută, la emisiunea de săptămâna trecută, puneam o întrebare care mă urmărește și acum, dacă poate reprezenta criza climatică o amenințare chiar mai mare decât pandemia de coronavirus. Este, da. Așa cred și eu că este și este, cred că e de mult mai amenințătoare. Iată însă că iese Uniunea Europeană cu acest pact ecologic european. Săptămâna trecută peste 155 de corporații globale din întreaga lume au cerut guvernelor și liderilor lumii redresare economică în tandem cu măsuri de combatere a schimbărilor climatice și le-au cerut politici care să consolideze rezistența omenirii împotriva șocurilor viitoare. E clar, Uniunea Europeană este prima dintre marile puteri care vine cu această declarație, da, despre schimbările climatice sau acest pact ecologic. Cât de dificilă va fi însă această abordare a acestei teme, care este vitală, care este mai importantă decât orice, pentru celelalte mari puteri, Statele Unite, Rusia și China, care n-au fost niciodată atât de... n-au sprijinit acest subiect, n-au fost suportiv pe schimbări climatice. N-au fost așa de angajate. Exact. Așa este. Cred că această pandemie ne-a ajutat. Pentru că am văzut cât de important a fost impactul asupra poluării globale. China mai ales prin o reducere a producției sau la nivel global prin reducerea transportului, fie el rutier, aviatic sau de altă natură. Deci, cred că impactul poluării și a faptul că acțiunea umană poate să ducă la o reducere a schimbărilor climatice a fost un mare câștig în această pandemie. Și deci conștientizarea acestui lucru face ca să... mă facă să fiu optimistă. Mai optimistă. Dar părerile încă juriu este încă out there, pentru că este totdeauna marea problemă a comunităților, ca să nu spunem numai ființe umane, să trateze riscurile pe termen lung sau obiectivele pe termen lung cu aceeași forță
și angajament ca și riscurile pe termen, pe termen scurt. Dar eu cred că avem destul de multe asemănări între pandemia aceasta medicală și, și aceste schimbări climatice, pentru că amândouă sunt șocuri fizice, ne-au impactat viața de zi cu zi. Amândouă sunt la nivel, abordează toate, impactează sisteme, nu numai un singur loc sau o singură comunitate. Sunt catastrofice, vedem inundații, vedem focuri și alte tornade, fenomene meteorologice extreme, da, e clar, o trăim deja. Le trăim, deci nu mai sunt doar atât de îndepărtate și eu sper ca prin și pandemia să poată să ne dea seama, să ne dea această conștientizare că riscul este real, chiar dacă nu este iminent, pentru că încă este cumulativ, această mare diferență că nu este imediat ca și la pandemie, ci este cumulativ, dar deja cumularea a dus la niște rezultate și un impact foarte vizibil. Așa să fie, cum spuneți dumneavoastră, să știți că și eu sunt foarte mirată, dar a trecut timpul, mai avem foarte puțin și n-aș vrea să ratez câteva întrebări pe care le mai am. Cum vedeți în acest context în care schimbările climatice și presiunea privind un plan de măsuri pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, cum vedeți în acest context evoluția industriei petrolului? Da, e una dintre industriile foarte puternic lovită și chiar înainte de pandemie am avut războiul prețurilor între Rusia și OPEC, care a dus la un colaps al prețurilor, ca apoi pandemia să ducă la un colaps al cererii de petrol și gaze cu aproape 40%, nemai întâlnită în istoria modernă. Dar în afară de acesta este și riscul de substituire, adică decarbonizarea, cum o numim în domeniul energiei, și acest fenomen este iarăși irreversibil. Pe de altă parte, cred că aceste fenomene care sunt, cum ar fi consumul, își vor reveni într-un termen scurt, nu la nivelul anterior, dar își vor reveni într-o anumită proporție cu răspunsurile necesare din partea companiilor, iar pe partea de substituire, decarbonizarea se întâmplă. 50-60% se va întâmpla destul de ușor. Ca să atingem 100% decarbonizare, va fi nevoie de mult mai multă schimbare în evoluția tehnologică, în prețurile care să facă sustenabilă și posibilă o astfel de decarbonizare. Dar spuneați că suntem mult mai conștienți de riscuri și atunci ar trebui ca toată lumea, inclusiv corporațiile, să-și asume acest risc și această schimbare și reinventare a industriei petrolului, care are un efect totuși foarte mare. Deci diversificarea acestor companii se întâmplă, o vedem la marile companii care sunt mai publice cu această schimbare și la cele mai mici, tocmai datorită acestei conștientizări că este o direcție irreversibilă. Doamna Gheorghe, aș vrea să vă întreb așa, dacă, oricum, ați condus o companie care era și este aproape la fel de mare cât o țară, dacă e să ne întoarcem la țara România, să v-aș întreba, care credeți că sunt domeniile prioritare sau care ar fi viziunea strategică a celui care conduce România pentru a o ajuta să iasă din această situație dificilă în care se află, de redresare economică? Care sunt domeniile prioritare în care dumneavoastră, dacă ați fi să conduceți această țară ca pe o companie, l-ați vedea ca o oportunitate de dezvoltare și de relansare? Da, eu sunt o europeană în sufletul meu și cred cu tărie în apartenența noastră la acest club care ne ajută și dacă te uiți doar la acest noul program, noua generație a Europei care se dorește verde, digitală și rezilientă, cred că putem foarte ușor să ne dezvoltăm o strategie pe această viziune care să fie aplicată specificului nostru. Cât adică de ușor? Este, pe mine, a defini o strategie la nivelul actual al României nu este foarte greu, pentru că nu vă dați seama câte strategii minuscule, câte studii de a înțelege fiecare componentă a economiei și vieții sociale din România
este nevoie acum de alinierea la o strategie macro, care poate să fie cea europeană, la urmă urmei suntem partea acestui club, și apoi definirea planului de acțiune și a priorităților, direcțiilor prioritare, funcție de ceea ce putem noi și unde avem avantajul competitiv. Și dacă ar fi să uit la ce putem să facem noi, care ar fi cele trei direcții prioritare, că în general e bine să te răstrângi la un număr, numărul de trei pare destul de atractiv așa ca focus, ca și concentrare. Primul ar fi infrastructura și când vorbesc de infrastructură nu vorbesc numai de transport, care este primordială, dar este și educația și a sistemului de sănătate și a sistemului energetic, tot ceea ce ne asigură acces egal tuturora să facem ceea ce putem să facem cel mai bine în viața privată sau publică. Aceasta este și cea mai economică creștere și cea mai ieftină creștere economică. A doua direcție este tehnologia, fără niciun fel de exagerare, digitalizarea și aici vorbesc nu numai de sectorul privat, dar și de sectorul public. Am fost impresionată de ce au putut să facă într-un 3 luni un ANAF sau o autoritate publică din Cluj, de exemplu, când a putut să facă tot ce înseamnă relația cu cetățeanul digitală. Deci tot ce e legat de tehnologie și digitalizare. Și al treilea domeniu? Ar fi domeniul agriculturii și alimentare. Eu cred că vom vedea în această nouă criză economică și o criză alimentară și avem o șansă uriașă să folosim tehnologii moderne, să folosim structura socială economică a țării noastre pentru a fi nu numai self-sufficient, să ne asigurăm în totalitate, să uităm de importuri. Deci ziceți că se poate. Se poate, se ziceți. Poate. Și aceasta este încrederea mea. Doamna asta Gheorghe, mai poate, am... Nu știu. Lui Andrei. Cred că... Da, mai avem un singur minut la dispoziție, mai aveam multe întrebări, da. Dar rămân cu ultima întrebare. Ce am învățat noi oamenii din această situație? Am învățat ceva? Dumneavoastră ați învățat ceva? Foarte multe. Foarte multe. Și cred că dacă suntem onești cu noi și ne dăm un pic de timp de reflexie, putem să vedem câte lucruri am putut învăța și am văzut că se poate în acest interval care ne va ajuta scurt, 3 luni de zile, care ne poate ajuta să luăm decizii la nivel individual, dar și de comunitate, companii sau țară. Și cred că sunt multe. Pentru mine au fost extraordinare aceste 3 luni, dramatice, așa cum spuneam, dar și cu încrederea în schimbarea către ceva mai bine. Și m-a încântat rolul cetățeanului. Sincer, sunt foarte încântată că putem să lucrăm și noi, fiecare la nivelul nostru, să facem o diferență în societatea la care parținem. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Eu sper că se poate să fim mai responsabili și să creăm o lume mai bună. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, să învățăm din tot ceea ce trăim acum. Vă mulțumesc din suflet, sper să reveniți în studioul Europa FM și să discutăm față în față, să spunem la mulți ani Europa FM pentru 20 de ani și să sperăm să închidem această săptămână cu speranța că vom reuși să facem trecerea de la concurența asta acerbă între noi oamenii la competiția cu noi înșine. Vă mulțumesc, o seară frumoasă, să fim mai buni în fiecare zi. Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM.